acceptă frântura ta divină, oricare ar fi ea. Toate le-ai acceptat. Ai zis că tu ești toxică. Ai acceptat, s-a transformat, ai înțeles că nu mai ești tu toxică. Lumea aia în jur, aia asta, a ta, care se transformă. Da, înăuntru ești calmă, liniștit. Ok. Felicitări. Yay, parte. Next. Ce vreau să zic? Mă prostesc și uite, îmi scap acum. Mă dau un spectacol și îmi scapă. Uite să-mi aduc amintele. Așa, accepti toate părțile tale divine, tot, toate frânturile din toată lumea, tot, toate fantasmagoriile, tot. Ai acceptat că ai sărit, că erai în lumea ta și toată lumea din jur a sărit, nu știu în care 5D și tu ai rămas în 3D, ai acceptat ani de zile, ai îmblat, ai cleruit, da? Acum ai înțeles că nu e vina ta și nu tu ești și nu despre tine e vorba. Tu ți-ai văzut de treaba ta, da? Ai cleruit, ai spălat, ai pieptănat energiile și s-a transformat totul așa cum trebuie și ești bine unde ești. Da? Ești un vibrezi pământul nou. Îl vibrezi, îl luminezi, îl primești informația, transmiți informația mai departe. Bun. Și nici de cum nu puteai să accepți că ce înseamnă lumea ta se prăbușește. Toate proiecțiile tale, a proasta, a colective, a nu știu cum. Totul se prăbușește, totul. Când te gândești, vai, dar rudele mele, vai, dar eu, ăsta, familia mea, da, colegii mei, da, prietenii, da, părinții, da, vai, dar cum să accept eu că se prăbușește, că toate se prăbușește, trebuie să accepți, da? E ca apocaliptică treaba. accepți toate fantasmagoriile, le accepți. Și le faci spațiu. Treci prin tine. De acolo se renaște și se transformă. De acolo apare totul. Din tot ce se transformă și se prăbușește tot. Ce înseamnă familie, ce înseamnă job, ce înseamnă religie, ce înseamnă natură. Tot. Pământ. Tu. Ce înseamnă pacea, ce înseamnă liniștea, totul se transformă, se schimbă, culmea, pacea nu e ceea ce credeai tu, că dacă ești calmă înăuntru, e calmă în afară, și invers. Dacă ești tu calmă înăuntru, în afară se transformă lucrurile, uite așa, nu te speria, acolo e lumea ta, ai sărit, bine mersi, în lumea ta. Unde cineva e nu știu unde, altul n-a înțeles și tu vezi transformările rudelor, colegilor, unde nu mai reziști, pleci, de la job ai plecat, de la asta ca și gogoașa, e o poveste rusească, o gogoașa a scăpat de sub control de acasă, a fugit să nu fie mâncată și a fugit de ăla, a fugit de acasă, de acolo, a fost prinsă de nu știu ce copii, a fugit și din gura lor și tot așa. Da? Ai plecat de acolo, ai plecat de acolo, în familie ești, că e familia ta și e lumea ta, în primul rând e ce e foarte aproape, dar și se transformă în primul rând și vezi tot apocaliptic, că unul a murit, că unul s-a îmbolnăvit, că unul a nimerit în accident, că altul e, nici nu vreau să mă gândesc eu cum sunt văzută în familia mea de membrii familiei, știi? E și, n-ai cum să, și n-ai de unde să știi, numai deducând că tu treci prin ce treci și cum vezi. Și tu vezi acum totul, tu când îți curăți energiile, începi să vezi mistic, nemistic, zic cum, cuantic, cum vrei tu. Vezi cum se transformă lucrurile și vezi cum se transformă omul. Spune una, gândește alta, da, ce prin tot, prin ce ai trecut tu. Și acum încep să vezi, să înțelegi că ai avut dreptate, că ai făcut sau n-ai făcut, că ai făcut sau n-ai făcut ceva, că ai rezolvat sau n-ai rezolvat. Ai avut dreptate prin tot, peste tot pe unde ai umblat și ai trecut drumul care l-ai făcut. Și acum asiști la transformările lumești totale și nu te speria și e minunat și orice s-ar întâmpla, că în familie, că la job, că pe pământ, că
te trezești nu știu în ce, că uite cu pandemie și așa, că ai ales drumul corect, că nu te-ai vaccinat. Acceptă că cine s-a vaccinat a pățit ce a pățit. Nu contează că sunt rudele tale, că ești tu, că tu te-ai vaccinat. Acceptă că ți se deschide, că ți se înțelege, că ți se lămurește. Și se curăță energiile și treci. Și acceptă că nu, că nu, că Doamne ferește, că sunt rudele mele, că eu trebuie să țin, că n-ai cum să ții energetic nimic. Numai tu pentru tine ții. Și se proiectează sănătos și frumos, da? E echilibru dinăuntru tău, ești liniștit, liniștită și lucrurile se transformă. Bubuie tot în jur, bubuie. Acceptă că se transformă, se... Da? Spațiul între lumi, e liniștea ta, îl găsești și acolo ești. Uite că tot în mine limbă și limbă. Oricum s-ar numi, e programel, se deprogramează sau e nevoie de programelul ăla. Poate e nevoie de așa ceva, nu poți să știi. Acceptă toate fricile, tot ce se întâmplă, tot ce se transformă. Tu vezi cum sunt lucrurile, cum stau lucrurile. Chiar dacă ai fost într-un fel și omul zice, eu am zis asta și tu uite ce ai înțeles. Tu n-ai înțeles, tu ai fost în altă lume o pe o clipă, tu nici n-ai fost acolo. Acceptă și asta, acceptă. Ok. Acolo ești, asta vreau să zic. Să nu-ți faci griji de nimeni, așa cum nu ți-ai făcut griji de tine. Da? Ai fost neînfricat, neînfricată, că treci prin toate, că reușești, da, înăuntru tău, că clear-ul, că... Da? Așa e și în afară. Să nu-ți faci griji. El... Eu nu înțelegeam de ce mi-e comic, omul povestește cineva din rude, din colegi, a trecut prin accident sau a trecut prin ceva sau a căzut la pat sau... Și mi se pare foarte comic și neadevărat, pentru că nu e adevărat. Că omul în lumea lui e cum e și e foarte bine sau nu bine, e treaba omului. El se descurcă. Tu ce vezi, asta vezi, asta se proiectează, da? Tu-ți clear-ui totul și le vezi, dar le vezi cum le vezi. Și obișnuiește-te. Asta e viața ta. Despre asta era vorba și așa se deschide totul și e divin și se preia controlul divin și n-ai treabă, n-ai treabă. Distrează-te, bucură-te. Acceptă. Nu accepta. E drumul tău care îl alegi și e minunat, e minunat. În orice, da, dar se moare și se prăbușește și se... Chiar alături, uite că îmi povestea că alături, că la job s-a întâmplat nu știu ce și chiar și de aia ne-am vaccinat și ne-am... Foarte bine, omul e în lumea lui, oricine ar fi, că-s copiii tăi, că-s părinții, că-s... ei sunt în lumea lor și ei înțeleg așa lucrurile. Tu nu poți să bagi mâna în foc, tu le vezi așa, da? Că ei au acceptat, dar poate că e invers. Ei n-au acceptat și tu ai acceptat, înțelegi? Nu poți să știi, e divin și e sucit și acceptă tot, toate programelele posibile și toate proiecțiile posibile, da? Asta nu înseamnă că te joci, intri în ele, ne jucăm de a... și ne injectăm până nu mai putem, băgăm în noi totul, dacă nu ai nevoie, nu ai nevoie, da? Dar le accepți. Le accepți că e posibil și așa ceva, e așa ceva și mergi mai departe. Nu reziști, nu reziști la nimic.